găsit la știri un individ reținut pentru violență în familie și conducere fără permis, dus în sediul poliției din Bacău, a fugit de sub nasul oamenilor legii. Cum a fost posibil așa ceva, aflăm de la colegul meu, Cristi Georgescu, ascultăm. Bun găsit, surse din rândul anchetatorilor au precizat că bărbatul din Bacău, care a evadat din sediul poliției, ar fi fost reținut pentru violență în familie și conducere fără permis. După aceste fapte comise, oamenii legii au ajuns cu băcăuanul în sediul poliției. Nu pot fi explicate la acest moment circumstanțele exacte în care bărbatul a reușit să scape din sediul instituției. A profitat însă de un moment de neatenție, dar și de neglijență a agenților și așa a reușit să evadeze. Imediat cum au observat faptul că bărbatul nu mai este în sediul poliției, mai mulți oameni ai legii au pornit în căutarea individului. Lucrătorilor le-au trebuit câteva ore ca să dea de urma băcăuanului. Într-un final, acesta a fost găsit în comuna Gârleni, a fost încătușat și mai apoi readus în sediul poliției pentru continuarea cercetărilor. Șefii din poliție au cerut însă verificări amănunțite pentru a se stabili exact cum a reușit bărbatul să fugă din instituție.